Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor, la mulți ani Măriilor și Marianilor din viețile noastre, la mulți ani și ție, mamă, pentru că ești una dintre sărbătorite și le răspundem astăzi celor care nu știu când să spună de fapt la mulți ani, fie că vorbim de astăzi, fie că vorbim de 15 august, o să ne facă puțină lumină căci suntem în biserică, chiar Părintele Gabriel Cazacu. Bună dimineața! Doamne ajută, bună dimineața, îi binecuvântăm pe cei de acasă. Dragii mei, nașterea Sfintei Fecioare Maria, 8 septembrie, Sfânta Maria Mică, o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare plină de lumină și de bucurie. Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, la aniversarea celor 50 de ani de împreună viețuire, au venit cu o ofrandă, cu un dar la templu și darul lor a fost refuzat. Foarte triști s-au întors acasă și s-au hotărât să se roage. Ioachim a plecat în munte, iar mama Ana a rămas acasă să se roage. Și Bunul Dumnezeu a ascultat și a împlinit rugăciunea lor în modul cel mai frumos cu putință. L-a trimis pe Arhanghelul Gavril, aducătorul de vești bune, spunându-le părinților că vor avea o fată, vor avea o fiică, ce se va numi mare în împărăția lui Dumnezeu. Maica Domnului se naște, se numește Maria, adică împărăteasă, cea frumoasă, cea prea frumoasă. Este o fecioară care la vârsta de 3 ani este dusă de părinți la templu și petrece acolo de la 3 ani până la 15 ani pentru că a fost promisă Domnului. Sfânta Ana a spus că dacă va avea un copil, o va încredința Domnului. Foarte importantă Sfânta Maria în calendarul bisericesc ortodox, dar chiar și în cel catolic și astăzi este o sărbătoare pe care o au și catolicii. Este și poate cel mai popular nume de pe planetă, îl rostim atât de des și îl cântăm de foarte multe ori. Da. Spunem la mulți ani astăzi, mulți n-au știut când să o facă. Spunem la mulți ani, le spunem la mulți ani și pomenim și binecuvântăm pe cei peste 2.200.000 de români care astăzi sărbează ziua numelui. Îi îmbrățișăm și le dorim ca Maica Domnului să o ocrotească, să-i ajute, să-i binecuvinteze. Este cel mai frumos ca astăzi doamnele care doresc, fetele, femeile care doresc să rămână însăcinate, să aibă prunci, să se roage la Maica Domnului și să facă precum Ana, prorocița Ana, mama Maicii Domnului, cea care s-a hotărât să se roage. Așadar, prin rugăciune și prin stăruință și prin răbdare, Bunul Dumnezeu ne împlinește totdeauna ceea ce noi oamenii dorim. Suntem la Sfânta Utrenie, urmează liturghia, foarte mulți credincioși au venit astăzi, care este tradiția, cum se vine la biserică într-o astfel de zi? Venim la Sfânta Biserică, ne gândim cu drag la cei pe care îi purtăm în gând, ne gândim și la cei care au plecat din această lume și fac parte din Biserica Biruitoare și s-au numit Marin sau Maria, deci aducem un pomelnic, aducem o colivă, dăm ceva de pomană. În mod tradițional, astăzi începem să împărțim din roadele pomilor pe care începem să-i culegem, chiar și vița de vie de astăzi începe culesul. Ne gândim cu drag și la copiii care peste câteva zile încep școlile. Vacanța s-a cam terminat și le dorim tuturor profesorilor și copiilor un an școlar binecuvântat de Bunul Dumnezeu. În mod cert, este o zi de mare sărbătoare astăzi și ne gândim la cei care au fost și la cei care sunt astăzi și le spunem la mulți ani. Iar vis-a-vis de tradiții, se spune că astăzi nu e bine să faci foarte multe treabă în casă. În mod cert, nu e bine să faci foc, pentru că s-ar putea ca Sfânta Maria, Fecioara Maria să fie supărată pe noi. Însă, gătim, pentru că la fel se spune că nici nu e bine să gătești. Gătim, dragii mei, astăzi este, fiind vineri, este dezlegare la pește. Gătim, ne bucurăm alături de cei dragi, îi mulțumim Maicii Domnului pentru că este ocrotitoarea României, știți că se mai numește România Grădina Maicii Domnului, pentru că este formată dintr-un popor de niște oameni foarte credincioși, niște oameni buni, oameni inimoși, care iată vin și îmbrățișează biserica și sărută icoana Maicii Domnului cu multă nădejde de mântuire. Scriem desigur și un pomelnic și pentru că mi-amintesc un pic din tradițiile omului de la sat, se spune că de astăzi pleacă păsările călătoare, de astăzi nu se mai culeg plantele medicinale și tot de astăzi nu se mai poartă pălărie. Da, dar sunt foarte multe tradiții populare frumoase care pe noi românii ne încântă pentru că veșnicia s-a născut la sat și de acolo vin așa de multe binecuvântări. Îi salutăm pe cei de pe ogoare care încă strâng roadele muncii în sezonul agricol. Le mulțumim tuturor agricultorilor care prin strădania lor au umplut piețele cu toate produsele românești extraordinare. Vă îndemnăm, mergeți la piață și cumpărați produse românești, cinstind astfel munca tuturor.
Mulțumim tare mult, cele mai frumoase vorbe în prima mare sărbătoare a toamnei, poate cea mai mare sărbătoare a toamnei, dacă vorbim de Fecioara Maria. Anul bisericesc se spune că începe la 1 septembrie și astăzi, pe 8, avem deja sărbătorit în calendar nașterea Maicii Domnului. La mulți ani sărbătoriților și un gând bun pentru cei care s-au dus.